Salutare prieteni, eu sunt domnul Dividend și bine ați venit la un nou video. Astăzi discutăm despre actualizarea lunară pentru februarie, dar înainte de a intra în subiect, ca de obicei vreau să mulțumesc abonaților pentru că ne apropiem de 12.800, iar dacă sunteți pentru prima oară aici, vreau să vă spun că urmăriți un canal de investiții unde documentez toate aventurile mele pe bursa din state. Acolo investesc în companii ce oferă dividende, acestea sunt crescute de la an la an, iar scopul meu final este să creez un cash flow pasiv care să-mi asigure o independență financiară. Haideți să intrăm în subiectul de astăzi, am avut o lună februarie destul de interesant S&P 500 a crescut cu aproximativ 4% și iată că acea creștere din 2023 pare să nu se mai oprească. Runda de achiziții din februarie a fost destul de minimalistă, am avut 10 acțiuni la Agri Realty și 7 acțiuni la Archer Daniels Midland, am decis să profit puțin de acea scădere absolut exagerată din punctul meu de vedere, acelor de la ADM de peste 20% într-o zi, nu am pus prea mulți bani în acele achiziții, probabil voi mai achiziționa și în viitorul apropiat, însă sunt curios să văd ce se va întâmpla. Ei tocmai ce au anunțat că vor raporta pe 15 martie sau în jurul acelei date, așadar sunt foarte, foarte curios să văd ce anume este în neregulă în legătură cu acel segment de nutriție și să vedem dacă mai merită să mai investim în ADM pe viitor sau nu. Am investit aproximativ 950 de dolari, iar toate aceste achiziții mi-au adus undeva la 39 de dolari la dividendele mele anuale nete. În ceea ce privește dividendele încasate, am primit aproximativ 226 de dolari în februarie de la 24 de companii și v-am lăsat valorile brute mai jos. Totodată, nu uitați că aveți la dispoziție și portofoliul, unde puteți vedea în timp real deținerile în descrierea acestui clip. Dacă ne uităm cu un an în urmă și comparăm lucrurile. Dividendele au crescut în februarie 2024 cu aproximativ 51% față de februarie 2023, iar graficul arată în felul următor, așa cum vă spun de fiecare este probabil unul dintre graficele mele preferate, dacă nu graficul meu preferat. Dividendele trimestriale arată și ele în felul următor. Am primit până acum aproximativ 445 de dolari, voi primi cel puțin 300 și ceva de dolari în martie, așadar voi depăși bine de tot 700 de dolari pentru Q1 2024. Trendul este crescător, exact cum îmi place să văd, dividendele anuale, la fel sunt și ele în creștere. Dacă trecem la rubrica cu dividendele crescute în februarie, avem în ordinea numerelor de petricou GPC cu o creștere de 5,3% a dividendului de la 0,95 la 1$. dolar. Din păcate am o singură acțiune acolo. British American Tobacco cu o creștere de 2%. Iată că după creșterea de anul trecut de aproximativ 6%, avem un an mai slab puțin. Eu mă uit aici la lire sterline, la creșterea în lire sterline pentru că așa își raportează cei de la British American Tobacco cifrele contabile. Am primit aproximativ 6 cenți per acțiune din această creștere. La 75 de acțiuni deținute vine un total de 4,5 dolari cu aproximație în plus. Cisco a anunțat o creștere de 2,6%, cumva în linie cu ce ne a dat până acum, puțin dezamăgitor din punctul meu de vedere, dar până la urmă o creștere este o creștere. Coca-Cola cu o creștere de 5,4%, mai mare decât m-aș fi așteptat, sincer, din partea lor, mă așteptam să văd undeva 3, poate maxim 4% chiar dacă ne-au surprins cu 5,4%. L3 Harris cu 1,8%, iarăși o creștere cam anemică, dar cumva de înțeles în contextul achizițiilor de la Aerojet Rocketdyne. Dacă lucrurile merg cum trebuie pentru L3 Harris, mă aștept să văd în viitorul nu prea îndepărtat, iarăși crește ceva mai consistente de dividend. Pepsi cu o creștere de 7,1%, absolut genial această companie, din păcate dețin doar două acțiuni, mi-ar plăcea să mai cumpăr, însă nu-mi place neapărat prețul în la care se învârte Pepsi în această perioadă. Prudential cu o creștere de 4%, cumva în linie cu așteptările, să nu uităm că ei au și un randament destul de mare al dividendului, undeva la aproximativ 5% în clipa de față. SSU-ul cu 6,1%, iarăși cumva în linie cu așteptările mele, cel puțin. Dețin 7 acțiuni, am primit aproximativ 4 dolari în plus, Intercontinental Exchange cu o creștere de 7,1%, poate o idee mai mică decât mă așteptam, dar totuși este o creștere destul de bună, și nu în ultimul rând, Sempra, care tocmai a trecut printr-un share split de 2 la 1 a anunțat și ea o creștere de 4,2% a dividendului, puțin cam mică, dar n-ai ce face, așa sunt companiile din acest sector al utilităților. În total am primit din aceste creștere aproximativ 17,4 dolari, o sumă pe care ar fi trebuit să investesc undeva la 4-500 de dolari, dar iată pe care am primit-o fără să ridic un deget. Valoarea portofoliului a crescut cu aproximativ 3.000 de dolari față de luna ianuarie, iar în clipa de față gravitează în jurul valorii de 108.000 dolari. Vă povesteam eu luna trecută că am avut un eveniment destul de rar, iar valoarea portofoliului a stagnat, iată că în această lună acesta a crescut cu aproximativ 3.000 de dolari. Iar dacă ne uităm pe performanța versus S&P 500, atenție, fără dividende pentru S&P 500, lucrurile arată în felul următor. În clipa de față sunt cu aproximativ 5,6% sub indice, dar n-ai ce-i face. Performanța celor șapte magnifice a fost absolut senzațională în ultima perioadă și s-ar putea să continue așa, așadar cu un portofoliu ceva mai defensiv și ceva mai prudent, nu prea e cum să ții pasul cu astfel de companii. Dacă ne aruncăm un ochi și pe portofoliul public, lucrurile arată în felul următor. Mai avem câteva nuanțe de roșu, mai avem câteva oportunități bune și foarte bune, mai ales în real estate, putem să ne mai uităm poate și prin healthcare, poate și prin utilities. Avem și companii precum Broadcom care depășiseră 1400 de dolari ieri, iată că au revenit ușor sub acel prag, însă este o companie care a avut la rândul ei o evoluție absolut senzațională. Pe ansamblu, verdele domină mai ales cel aprins și am ajuns la un profit de peste 16.000 de dolari, Însă așa cum vă spun de fiecare dată, nu mă interesează neapărat acea celulă, mă interesează mai degrabă aceasta, iar totalul dividendelor nete a ajuns la 3068 de dolari dividende nete anuale sunt cu un mic pas mai aproape de cei 500 de dolari pe lună. Nu știu ce va urma, s părea că tăierile laturilor de dobândă vor mai întârzia, nu vom avea o tăiere în martie, lumea iarăși începe să preconizeze tot felul de crize și evoluții mai puțin plăcute, Însă eu vă recomand să nu plecați urechea și să nu citiți toate acele articole alarmiste pentru că ele vor doar clicurile voastre și în final cel mai prudent ar fi să investim constant cu disciplină și răbdare pe termen lung. Nu uitați că bursa este locul unde banii se transferă de la cei ce tranzacționează activ la cei ce tranzacționează cu răbdare. Pe data viitoare!